Administrația de la Petroșani a demarat construcția unui nou spațiu de joacă pentru copii. Locația va fi în Parcul Central Carol Schroeter și, potrivit celor de la Serviciul de Administrare al Domeniului Public și Privat, aici va fi un loc modern, dotat după ultimele norme. În aceste zile a început amenajarea șantierului și Lucian Dragomir, șeful serviciului care administrează lucrarea, spune că va fi finalizat în maxim o lună. Noul spațiu va fi amenajat cu mai multe jocuri pentru copii și cei de la Primăria Petroșan susțin că era necesară reamenajarea acestui loc, care nu a fost folosit în întregime.